Îi 7 dimineața, am vrut să fie 6 jumate, dar e 7. Noi avem o filmare la Brașov, nu ne-am cam strâns, mai așteptăm pe cineva și nu. Faza e că fix asar o nins bine, bine, așa că nu. Sper să avem un drum frumos. Acum vine și Mihai la care am întârziat un pic, dar bine că nu mă aude pe vlog. Serus, Miha, serus. Ce-aș spune? Nu-i bai, nu-i bai. Chiar am mers în coloană. A fost coloana din Florești până aici, de serios. Reacții autentice doar pe vlogul lui Mircea Vrabă pe YouTube. Totul uncut, nimic regizat, totul real. Mihaela, care tocmai s-a trezit și acum suntem pe viața că, ei. Noroc că n-am zis o înjurătură, deci. Nicio problemă, vom petrece 8 ore împreună. De fapt, 4 ore dus, stăm acolo vreo 5 ore filmăm, 4 ore întors. Deci, o zi întreagă. În cealaltă mașină e Tudor, Cristi Ciui, care va juca și el un rol în clip, și Andrei, care trebuie să ne facă niște poze frumoase, și noi la ei băiețeală, băieți, gumezi, nu știu ce, noi ne comportăm în manierat pentru că e și Mihai aici și vorbim chestii frumoase. De exemplu? Păi, Doamne, ce frumos e afară, ta îmi place albul ăsta, mă mic de dispune, deci dacă trece o iarnă fără un frig și o dinsoare de genul ăsta, eu, nu știu ce să zic. Tu, Mihai, ce părere ai? Ai vrea să fii cu băieții aia care vezi numai prostii? De așa dimineață chiar n-am nicio părere. După 5 minute ne-am oprit de să intrăm la benzinărie să luăm două cafele și nu știu ce, cred că n-am ajungem astăzi înapoi din Brașov, dar păi nu, mă bine. Și eu mi-am propus o dată la oră să ne oprim 2 minute să fac stretching, să mă întind spatele ca să mă simt confortabil pe scaun. Deci, Doamne ajută. Mihai, tu n-ai probleme de bătrânețe? Încă nu. Încă nu? Nu, stai încă 2 ani și apoi vezi tu. Bine, vin la tine pentru... Masaj? Nu. Am mâini de aur. Moment istoric. Suntem pe o autostradă în România. Bine, mai avem încă vreo 500 metri, dar... No, e faină senzația. Mihai, mai ai fost pe autostradă vreodată? Doamne, fer. I love Romania. Mircea, ce faci? Fac un pic de stretching, că cum conduc 4 ore trebuie să fie relaxată coloana și mi se pune presiune pe lombar. E detalii, ideea e că-s bătrân, știi? Și vreau să zic că tot timpul când merg cu prietenii la drum, te forțez un pic cu vezica, că tot timpul la unul îi trebuie, bă, oprește că ar trebui să fac un pic, știi? Bă, mai merem un pic, mai merem un pic și tot timpul nu este, nu găsești o parcare, tot timpul acum ne-am plimbat, cred că vreo 10 km, nu m-a stresat, mă, nu putem opri în sat, la urmă am oprit undeva într-un sat mai gol și... No, e că nu am făcut treaba aici cu toată rușunea, dar ne-am dus departe, să nu ne vadă nimeni, știi? Văd că ești în formă, știi? Da. Tot timpul filmarele noastre încep la ora 5-6 dimineața, știi? Cam așa, cam așa, asta e viața cu Mircea. Da? Și ai știut că o să petrecem mult timp împreună astăzi, nu? Da, abia așteptam, deci... Am visat toată noaptea cât de mult timp o să petrec cu Mircea. Oh, mă bucur mult, mă bucur mult. Și noi v-am spus, așa e norocul nostru, de acum o să vă anunțăm când avem filmare, ca să știți când e vremea rea. Când mă apucat de treburi și în alea. Dar e avem... frumos, e romantic. Bă, îi romantic, numai nu când conduci. Că când conduci, vezi numai mâzga aia de tot parpriz, tătiruri și de alea. Mă, când oprești, când stai, când ești în pauză, e fain, știi? Dar ce fac acolo? Meditează? Pauza de două minute. Ce faci? Nimica. Merg până acolo, acolo. Tudor cu Cristi și mai e Andrei. Dar Andrei, pentru care vlog, el nu vrea să apară în vlog, că el are vlogul lui. Hai să merg la el. Ce faci, Andrei? Stau. Tu lucri, mă, așa cum? Mă uit pe YouTube. Te vezi? Da? Da. Mă, nu merge așa bine netul. Da? Da. În loc să te bucur că ești în cadrul echipei Bravo Production, știi? Cum e cu băieții? Vă descurcați? Da. Ne-am împărțit 3-3 ca să avem povești. Am zis că poate la jumătatea drumului facem niște permutări între noi. Cum să ne schimbăm? Vii tu la noi, vine Cristi, Ciu la noi. Vino la voi. Vii tu la noi? Da. Oricum Andrei nu-i foarte povestitor, că țin cuvintele pentru vlogul lui, știi? Exact, exact. Eu vine la țăran care dau. Dacă vrei să mă uși de alea. Mihai deja s-a făcut și mai frumoasă. Da. M-am pregătit. Astăzi, spre surprinderea voastră, iubita mea. Păi să fiu iubita ta o dată pe lună, zici, nu? Adică o dată pe lună eu nu mai am obligații, relații, nimica. Deci sunt iubita lui Mircea și gata. Păi face...
moată orice divine. Moată până poate să facă față, că o esență puternică, știi, deci o, o vii cu mine pe lună, te consumă grav, grav. Deloc, deloc. Fără Mircea în viața voastră, deloc. O mai încercam, am avut la mea dată o perioadă din filmam de vreo 3 ori pe lună. Era fain, eram de cap. Așa e bine, totul sub control. Uitați-vă că e zâmbitor. Ca să înțelegeți, înainte făceam cadre în pat, pe canapea, ținându-le de mână. Acum așa... Sorăcie relația. Distanță socială, ca să înțelegeți. E cursul firesc al relației. La început în pat așa, ne plimbăm, cumpărăm apartamente, treburi din astea, știi? Băgăm de vină, ca o relație care avansează. Nu mai zic nimic. M-am lovit. Bine, te-ai lovit? Da. La ce? La deget. E o meserie foarte... E ok? Da, e o meserie foarte... Spune apărăci. Da? Da. O meserie foarte riscantă să filmez, voi nu știți, voi uitați de acasă și eu pot. Să știți că îți pui viața în pericol. Am băgat o trântă pe scări, că e mai simt deget. Și degetul ăsta mijlociu, care poate nu mai folosesc. Să pot infecta. Pot infecta? Nu, și de aia, nu e o perioadă bună să te infectezi. Nu? Eu vorbesc serios. Da, și se poate da infecția mai departe. Uite cât curge sânge, după aia o să fie deshidratat. Acum e vlogul lumii. Da, până să Mircea, vreau. Sunt surprinși cu niște mâncare sănătoasă, deși ne așteptam la niște ceafă, coaste, coplet, ielea, piept de pui. Avem o supă cremă, sucuri naturale și așa. Asta ne face să fim mai creativi ulterior și la filmare să dăm maxim 100% și... Nu, nici lua și cafea, cred că ne apăc un pic la ea după ce mâncăm, dar reglăm din cafea. Deci îți trăim mâncărul de care am mai auzit până acum. Omletă din tofu, deci fără ou. Jumări vegane, vegane, da, deci fără carne. Și asta ce-i? Icre de... Icre de chia. Chia, deci icre de chia. Deci icre fără pește, omletă fără ou și jumări fără carne. Aia e șmecheria. Avem de filmat în 5 locații, suntem 6 oameni de 6 ori 5, 30 de drumuri astăzi. Bine, dus întors 60 de drumuri. Atât de mult e de muncit pentru clipul ăsta, dar măcar stați aici cu noi și vedeți cât de greu e. Cristian iară lucra, filmăm aici, nu știu ce face story, nu știu și el face vlog. O să zic că e o zi grea pentru noi. Deja am clacat, trebuie să stau jos că nu mai pot. E penultima locație. Deja am prins contur care aici e în mobilă și toate. De aia trebuie să mă enervez pe Mihaela și acum cum s-o obosit, cred că o să-mi iasă bine, bine rolul. Dar unde e talentul? Mihaela te-a arătat la bani, nu pot. Nu am de bune. Miha! Aaaa! Nu te bune, că de ce nu e așa aproape? Mai tare e Andrei. Andrei e un băiat extraordinar pentru că el niciodată nu e impresionat. Deci ori stă atât la el... Nu, filmați vlog. Am mai fost la filmare. Am mai fost la filmare. Am mai avut bani, am mai mâncat. De ce să mă bucur de mâncare că am mai mâncat? Tu ai mai trăit, nu? Da. Nu pe ce să te bucuri că trăiești. Doar el trăiește. Nu. Ok. De atât timpul filmești și până Andrei și zic, bă, cred că e rău că Andrei... Mă, dacă să uite un alt timp face... Tăiești că e cea nu-i bine, știi? Bă, și am fost în Serbia la un moment dat, am fost în Belgrad și erau o grămadă de femei interesante, extraordinare și toți erau, știi? Și Andrei... Nu, ce crema, nu. El era pitisit, el era... Îți vinți, Andrei? Era un club. Mai știu. Jucai cool, nu? Jucai cool. Bă, mă plictiseam. Așa e, când îți prinde femei faine, așa e o plictisală de... Da, femeile faine erau de parte de noi și la masă erau... 2 metri! Dacă te iei mâna, te iei pe să ia! Și la masă erau... Dă-mi plictisarea. Povești. Da. Da. Noi povesteam. Povesteam la asta, în loc să jucăm barbuz sau altceva, nu povestea. Și iar că să stie cu noi la povești. Am fost de treabă când am zis povești. Da, e sătul de alea. Închide critica, sătul cu povești, dar e bun. Ați venit aici când vreau la toaletă? Da. La, puteți să mă admirați? Am stat bine cu asta. Foarte bine. Serios? Da. E ok? Merge? Vreau să vă zic că a fost o zi grea, cam cât am muncit, Miha? Eu n-am mai muncit, dar din 90, pe cuvântul meu. 12 ore. Și vreau să-i mulțumesc la Miha că ne-a răbdat atâta timp, deși mai urmează încă 4 ore de drum. Tudor, mulțumesc mult. Tudor, ripita lui Dumnezeu, dar vă zic eu un alt clip, că e mult de povestit cu Tudor. Cristi, o tras 20 de duble, mulțumesc mult. Și Andrei, Andrei e simbolul moralității. Dacă Andrei nu râde, înseamnă că e ceva bine acolo. Îți mulțumim, Andrei, că ne-ai suportat și încă 4 ore cu noi și pe aia ești bine, nu? Da. Andrei are și el un vlog și Andrei, fă tu un final, zile la oameni să dai subscribe și să lase un comentariu.
cel mai tare vlog din Cluj, Mircea Bravo, un subscribe acolo și un comentariu să spuneți de care om v-a plăcut cel mai mult astăzi din vlog. V-am pupat. Și eu v-am pupat. A.